Bună seara tuturor, Rotela! Hristos a înviat, de fapt așa ar fi trebuit să încep și așa și încep. Hristos a înviat. Dragii mei, vă doresc în continuare sărbători fericite. Sper că această prima zi de Paște a fost o zi minunată, cu pace în suflet și cu revelații. Sper că v-ați făcut timp să vă gândiți și de fapt la simbolistica acestei zile pe care majoritatea din România sau în credința ortodoxă o serbăm. Vă mulțumesc tuturor pentru urările pe care mi le-ați transmis în ultimile zile și pentru gândurile și energia frumoasă pe care simt că unii dintre voi o direcționați către mine. Aceasta e lumină chiar de la înviere, din de-aseară, de-azi noapte. Și pentru că mi-am făcut timp să meditez și să stau și eu în bucuria de care are nevoie sufletul fiecăruia să... Da, o bucurie de care avem nevoie ca să ne vindecăm după agitația și problemele prin care... Agitația lumii și problemele prin care trecem toți. Și știți că și eu trec prin problemele mele. Mi-am propus totuși ca prima prezentare video, înregistrare pe care o fac în această perioadă, să fie inspirată din Biblie, cum știți că am mai făcut de-a lungul timpului, o am aici. Și aș vrea să citesc în primul și în primul rând un mesaj general pentru toți. Primul mesaj pe care îl consider pentru toată lumea care a venit în aceste ultimele 10 minute când am deschis la capitolul Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu 2, Coborârea Duhului Sfânt. Mi se pare un mesaj important, apoi vom vedea pentru fiecare ce mesaje veți primi. Însă, mesajul acesta, în aceste vremuri, în 2021, este următorul. În ziua 50.000, ia să vedeți și voi, eventual să citiți împreună cu mine. Eu încerc să nu citesc prin cameră, că altfel îmi distrag atenția. Deci, în ziua 50.000 erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Interesant, chakra a cincea a fost reactivată și a umplut toată casa unde stăteau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat pe fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se află atunci în Ierusalim iudei, bărbații vlavioși din toate popoarele care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas înmărmurită pentru că fiecare îi auzea vorbind în dialectul lui. Toți erau uimiți și se minunau, zicând, iată, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim fiecare în dialectul nostru în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont și Asia, Frigia și Pamfilia, Egipt, în toate părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să însemne asta? Dar alții, evident că întotdeauna vor fi genul acesta de oameni, bătându-și joc, ziceau, ei, sunt plin de must, adică beți. Atunci Petru a stat în picioare cu cei 11, știți că vorbim adesea despre acest număr, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei ce locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci este al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor avea visuri.
Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și voi proroci. Voi face să se arate semne sus, în cer, și minuni jos, pe pământ, sânge, foc și nori de fum. Fiți atenți la aceste simbolistice, pentru că nu sunt tocmai încântătoare, dar importante: sânge, foc și nori de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua arătării mărețe și strălucite a Domnului. Și va fi așa: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Mulțumesc, Doamne, Dumnezeule Sfinte Treime, pentru acest mesaj, pentru că dacă m-ați fi văzut când am deschis Biblia, ați fi știut că, într-adevăr, acesta este mesajul pe care trebuie toți să-l ascultăm în această perioadă, cei care ascultați, evident, acest video. Acum, dragii mei, dacă vreți să reascultați bine, ar fi minunat, pentru că este un mesaj extrem de puternic. Și în prima zi de Paști și, în general, dacă aprofundați ceea ce vrea să transmită. Acum, trec la partea a doua a acestei înregistrări. Vă rog frumos să vă alegeți, cum știți că am mai făcut de-a lungul timpului. Sunt aici jos, da? Aici jos. Să vă alegeți un număr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Ia să fac. Să vedeți mai bine. Da? Deci, acesta ar fi... se vede alb, de fapt este un alb spre roz. Ia să vedem. Cum e mai bine? Deci, acesta alb ar fi primul, 2, 3, 4, 5 și 6. Eventual vă puneți pauză, știți bine că eu nu pot să pun pauză. Însă, pentru numărul 1, o să încerc să... Deci vreau să las totuși lumina. Este lumina pe care am luat-o azi noapte. Da? Să o las aici. Și să alegem, să alegem împreună cu voi din Noul Testament. Ok. Da? Începem cu Evanghelia după Matei. Acum, pentru primul număr, fiți atenți. Am deschis la... Ea e extraordinar. Foc din cer. Foc din cer. Haideți să vedem. Deci, Luca, capitolul 9, cu 51. Foc din cer. Când se împlineau zilele în care urma să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. A trimis niște soli înaintea feței sale. Și ei s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să facă pregătiri pentru el. Dar ei nu l-au primit, pentru că fața lui era îndreptată să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să spune să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Dar Iisus s-a întors înspre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Apoi, pentru că mesajul, acest mini-capitol sau subcapitol e destul de mic, îl continui. Cum să-L urmăm, de fapt, pe Iisus? Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus i-a spus: vulpile au viziuni și păsările cerului, vizuini, pardon, scuzați-mă, da, ochelarii mei, da, chiar mă gândeam, deci vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Adică, nu trebuie să ai atașamente, nu? Altuia a zis: vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la cei care sunt în casa mea.
Dar Iisus i-a răspuns, oricine pune pe plug, mâna pe plug și se uită înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Puteți să citiți în continuare că sunt mesaje puternice. Acestea două, am simțit nevoia să le continui, da? Sunt pentru cei care ați ales numărul 1. Da? Acum, reluăm momentul. Trebuia să-mi pun eu un semn de carte. Când începe Matei. Ok. Ok, nu e prea frumos acest obicei să zic, da, încep iar alegerea. Pentru cei care ați ales numărul 2. Tot faptele apostolilor. Interesant, cuvântarea lui Ștefan. Poate este cineva cu acest număr? Nume, scuzați-mă. Cu acest nume interesant, persoana care mi-a dat lumina se numea Ștefan. Ok. Și marele preot a zis, așa stau lucrurile. Și Ștefan a spus, fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte de a locui în Haran și i-a zis, ieși, fiți atenți ce zice, ieși din țara ta și din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara caldeienilor și a locuit în Haran. De acolo, după ce a murit tatăl său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. În țara aceasta nu i-a dat nimic de moștenire, nici măcar o palmă deloc, ci a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el. Pe când n-avea niciun copil. Și Dumnezeu a spus că sămânța lui va rămâne un timp într-o țară străină, va fi robită și va fi asuplită 400 de ani. Dar pe poporul căruia îi voi robi, eu îi voi judeca, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi a dat, știți, e povestea de început a Ierusalimului. Apoi a dat legământul circumciziei și astfel Avraam, când i s-a născut Isaac, l-a circumcis în ziua 8-a și Isaac pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care invidiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a scăpat din toate necazurile lui și i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus guvernator peste Egipt și peste toată casa lui. Dar a venit o foamete peste toată țara Egiptului și Canaanului. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau hrană. Iacov însă a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâi a dat acolo. Și a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a cunoscut familia lui Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său, Iacov și pe toată rudenia lui. 75 de suflete. Și Iacov s-a coborât în Egipt unde a murit și el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și au fost puși la mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiul lui Emor, tatălui Sihem. Se apropia timpul când trebuia să se împlinească făgăduința pe care Dumnezeu o făcuse lui Avraam. Poporul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Și când s-a ridicat peste Egipt un alt împărat, care nu cunoștea pe Iosif, împăratul acesta a uneltit împotriva poporului nostru și a suprit pe părinții noștri să-și lepede pruncii ca să nu trăiască. În timpul acela s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut pentru ea ca să-i fie fiu. Și Moise a fost instruit în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Și când a împlinit 40 de ani, e un mesaj mai lung, dar foarte puternic. Probabil că o să-l micșorez un pic și o să-l continuați voi. Și când a împlinit 40 de ani, i-a venit în inimă dorință să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. Și văzând pe unul dintre ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea și a răzvânat pe cel asuprit, lovind pe egiptean. Credea că frații lui vor înțelege că Dumnezeu prin mâna lui le dădea eliberare, dar n-au înțeles. A doua zi,
A doua zi, pe când se băteau ei, Moise s-a arătat în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace zicând: voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe celălalt? Dar cel care nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit zicând: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum m-ai omorât ieri pe egipteni? Pe egiptean? La acest cuvânt, Moise a fugit și a locuit ca străin în țara Madian, unde i s-au născut doi fii. O să mai continui un pic și o să vă spun concluziile mele. Și când s-au împlinit 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Și Moise, când l-a văzut, s-a mirat de viziunea aceasta și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului: eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeului Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să privească. Și Domnul i-a zis: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am coborât să-i salvez. Acum vino, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, zicând: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și salvator cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos făcând minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acesta este Moise, cel care a zis fiilor lui Israel: Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine dintre frații voștri, ca el să ascultați. În fine, mesajul este puternic. Concluzia, pe foarte scurt, este că nu știm niciodată planul lui Dumnezeu și chiar dacă trecem prin niște situații neplăcute, chiar dacă trebuie să ne schimbăm locurile, țările, reședințele, relațiile, poate, joburile, unor ne e bine, altor mai puțin bine, nu știm planul divin și atât timp cât avem credință, trebuie să fim pregătiți că vor apare minunile în viața noastră și vom înțelege, de fapt, care este misiunea reală pe care o avem de îndeplinit la un moment dat. Acum, trec la numărul 3, da? Numărul 3. Încep iar cu alegerea și vedem. Oho, la evrei am deschis. Iisus și noul legământ. Iisus și noul legământ. Evrei, da? Evrei, capitolul 8. Sau, de fapt, evrei... Nu. Capitolul 8. Că și scrie. Punctul însemnat al celor spuse este că avem un astfel de mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat de Domnul, nu de om. Căci orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu atât daruri cât și jertfe. De aceea era nevoie ca și acest mare preot să aibă ceva de adus. Ar fi frumos să fi discutat cândva despre acest subiect. Adică despre marele preot și marea preotasă, care este pus să aducă lui Dumnezeu atât daruri cât și jertfe. Adică în această misiune spirituală, în care avem binecuvântări, avem și sacrificii. Da? Probabil că este pentru cineva care trebuie să urmeze această cale. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei care aduc darurile după lege. Ei slujesc chipul și umbra celor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a primit o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Căci dacă legământul din tâi a fost fără cusur, n-ar mai fi fost căutat loc pentru un al doilea. Căci, ca o mostrare, el a spus: iată, vin zile, zice Domnul, când voi face pentru casa lui Israel și pentru casa lui Iuda un legământ nou.
nu potrivit legământului pe care l-au făcut cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Interesant, parcă are legătură cu mesajul 2. Pentru că n-au stăruit în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Pentru aceasta este legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după aceste zile, după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie, fiți atenți, legile în minte și le voi scrie în inimile lor. Deci nu vor mai fi scrise în cărți, da? Ci în minte și în inimă. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște în ei înșiși. Căci toți mă vor cunoaște în ei înșiși, deci de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că voi fi îndurător față de nedreptățile lor și nu voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a socotit învechit pe cel dintâi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de dispariție. Da? Unde? Pentru faptul că zice un nou legământ, da? Gândiți la acest mesaj și sper să găsiți ceea ce trebuie să aflați. Da? Acum, numărul 4. Hai să alegem pentru numărul 4. Ok, Matei. Am deschis la Matei. O, răstignirea lui Isus. Fantastic, că tot e ziua de Paști. Răstignirea lui Isus. Pe când ieșeau, au găsit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au stat jos și îl păzeau. Și au pus deasupra capului acuzația scrisă: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Și totuși, o acuzație și un adevăr în același timp, da? Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Continui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap, zicând: tu, care distrugi templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Ha, ha. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturare și pătrânii își băteau și ei joc de el, zicând: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. De ca și când mântuirea însemna salvarea de moarte, evident. Dacă este el, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vor crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum dacă îl vrea pe el, căci a zis: eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași batjocuri. Continui. Întunericul. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare zicând: Eli, Eli, lama sabachthani. Adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre ei ce stăteau acolo, când au auzit aceste cuvinte, au zis: strigă către Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat, a luat un buretel, a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și i s-a dat duhul. Și și-a dat duhul. Perdeaua templului se rupe și iată, perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Mormintele s-au deschis și mult
de trupuri ale sfinților care muriseră, au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, văzând cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea slujindu-l. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, scuzați-mă, și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Continuați și voi. Acesta a fost capitolul Matei 27 cu 32, da? Cu 32. Foarte intense toate mesajele, ca de obicei, da? Continuăm cu... obiceiul ăsta, care nu este deloc potrivit pentru videoclip, dar vă rog să-l îngăduiți. Continui cu numărul 5, cei care ați ales piatra verde, da? Alegem de la Evanghelia lui Matei spre sfârșit. Ia să vedem. O, ce frumos! Păstorul cel bun. Ioan, capitolul 10. Hai să vedem. Este un pic cam greu să citesc, că este scrisul foarte mic, dar mă strădui. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staurul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El îi cheamă oile pe nume, și le scoate afară. După ce și l-a scos afară pe toate, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Dar ele nu merg după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. În continuare. Iisus, ușa oilor. Iisus, deci, le-a zis iar: adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Dacă va intra și va ieși, își va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că slujește pentru plată și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu cunosc pe cele ce sunt ale mele și sunt cunoscut de cele ce sunt ale mele, așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine și cum eu cunosc pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi, care nu sunt din staul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o singură turmă, un singur păstor. Din pricina aceasta Tatăl mă iubește, pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia, ci o dau eu de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Din cauza acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau: are demon, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau: cuvintele acestea nu sunt ale unuia stăpânit de demon. Poate un demon să deschidă ochii orbilor? Foarte frumos mesajul. Sper că v-a plăcut și sper din toată inima că vă veți bucura de alte mesaje
subtile pe care le puteți regăsi dacă ascultați încă o dată mesajul sau îl recitiți pe unde aveți ocazia. Cam atât deocamdată. Continuăm cu numărul 6. Hai să vedem. Numărul 6. Efeseni. Copii și părinți. Efeseni cu 6. Probabil că are vreo legătură, nu știu, cu viața voastră. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci acesta este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, taților, fiți atenți, nu doar așa copiii să aibă grijă să-și onoreze părinții, dar și invers trebuie să fie, da? Și voi, taților, nu provocați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în disciplină și în învățătura Domnului. Robilor, ascultați de părinții, de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur în curăția inimii voastre ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochilor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, făcând din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bunăvoință ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare rob, fie liber, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care l-a făcut, pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, știind că stăpânul lor și este și al vostru, este în ceruri și că înaintea lui, nu se are în vedere fața omului. În continuare puteți să citiți. Capitolul nu s-a terminat. Continuă cu armătura lui Dumnezeu, adică întărirea, da? Prin Dumnezeu. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirii diavolului. Deci această luptă este foarte puternică între diavol, dominația diavolului, a stăpânirii, da? A tradiției și calea cea dreaptă a lui Dumnezeu. Este o luptă puternică spirituală în care avem nevoie de un scut, da? Și un antrenament continuu. Căci lupta noastră nu este împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor acestor întunecimi, împotriva duhurilor răutății în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit toate. Foarte puternic mesaj. Stați deci tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă toate acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Foarte frumos și foarte intens toate mesajele pe care le-am citit până acum. Dacă mai am ceva probleme la citire, se întâmplă din cauza ochelorilor. Mai am un pic și termin, da? Continui. Luați și coiful mântuirii și sabia, asul de spade, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în tot timpul, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați, deci nu se poate luptă, nu se poate victorie fără rugăciune și fără cerere. În rugăciune trebuie să cerem ce avem nevoie. Nu e suficient Tatăl nostru, să știți. Trebuie să cerem la obiect. În fine, continui.
Faceți în tot timpul, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune și cu rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăsneală taina Evangheliei, pentru care sunt un împuternicit în lanțuri ca să folosesc îndrăzneala în Evanghelie așa cum trebuie să și vorbesc. Foarte frumos. Foarte frumos, complexe toate mesajele. Continui cu ultimul număr, da? 6. Sunt aici, aleg, da? În fața voastră. Luca. Predica lui Ioan Botezătorul. Poate că aveți pe cineva cu acest nume, cu Ioan, numele Ioan, Ionela, Ionuț, sau ar trebui să vă inspirați din cuvintele lui Ioan Botezătorul. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era guvernator în Iudeea, Irod, tetrah al Galilei, Filip, fratele lui, tetrah al Ituriei și al Trahonitei și Lisania, tetrah al Albilenei, în fine, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, predicând botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Glasul unuia care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi umplută, orice munte și orice deal vor fi coborâte. Căile strâmbe vor fi îndreptate și cărările zgrunțuroase vor fi căi netede. Orice faptă va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea, deci, mulțimilor care veneau să fie botezate de el: pui de viperă, cine va înștiința să fugiți de mânia care vine? Faceți dar roade vretnice de pocăință și nu începe să ziceți în voi înșivă: avem pe Avram ca tată, sau suntem botezați, sau suntem creștini, sau, da, texte. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice copiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care face roadă bună este tăiat, orice pom care nu face, să și pun aici, orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Mulțimile îl întrebau și ziceau: atunci ce trebuie să facem? Și răspunzând el zicea: cine are două cămăși, să dea celui ce n-are nici una, și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: învățătorule, noi ce să facem? El a zis: să nu cereți nimic mai mult pentru ce v-a fost poruncit. Peste ce v-a fost poruncit. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: dar noi ce să facem? Cum să-L slujim pe Dumnezeu ca și ostași, da? Și el a spus: să nu luați cu forța de la nimeni, nici să nu învinuiți pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu plata voastră, fiindcă poporul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan ca nu cumva el este Hristos. Ioan a răspuns tuturor zicând: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți în întregime aria și își va strânge greul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.
Astfel, el vestea poporului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar tetrarhul Irod, fiind mustrat de Ioan pentru irodiada soția fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, a mai adăugat la toate aceste rele și pe aceea că a închis pe Ioan în temniță. Și știți ce urmează în principiu? Acesta, dacă vreți să căutați în continuare, Luca, capitolul 3, citiți înainte, după. În principiu, sunt multe mesaje pe care le aveți de aprofundat din fiecare, la fiecare număr. Și la fiecare mesaj divin pe care l-ați primit, l-am primit în această zi, în această seară, în această clipă de mare bucurie și totuși mare suferință. Suferință pentru că suferim și am suferit alături de Iisus. Suferim și pentru păcatele noastre, dar știm bine că Iisus nu a avut păcate. Dar și mare bucurie că El a înviat, s-a ridicat la ceruri și ne așteaptă, ne pregătește un loc și ne așteaptă acolo și va veni, într-adevăr, să ne ia pe cei care să ne ridice în împărăția sa, pe cei care își doresc să aibă parte de o altfel de viață, o viață fără suferință, în lumină, în dragoste și în adevăr. Dragii mei, vă doresc în continuare multe bucurii, protecție divină, inspirație, binecuvântări, sănătate, tot ce e mai frumos, dar, cum am spus în mesajele pe care le-am ascultat, uneori, chiar dacă ne este greu, nu știm adevăratul plan divin și citind acum alături de voi sau pentru voi anumite mesaje, evident că am primit și eu multe mesaje împreună cu voi, la care trebuie să meditez mâine și zilele următoare. Vă doresc în continuare tot ce mai frumos, dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine! Ciao, ciao!